explice una din disputele chiar mediatice, puternice, privind comportarea noastră la cea celebră legea investițiilor în infrastructura de irigații și totodată, sigur că ceea ce facem noi acum trebuie făcut înainte de a ne manifesta, dar eu cred că mai bine mai târziu decât niciodată, sunt convins că afirmațiile și argumentele colegului meu va explica care este motivul și dintr-un singur și prim punct de vedere, totul e fals. Faptul că PNL-ul a distrus sau nu este de acord, este absolut fals, este o ordonanță, ea se aplică indiferent de ce zicem noi și ce facem noi în Parlament, când va fi legea de aprobare, legea de aprobare neîndemnit numărul de voturi, automat se întoarce înapoi în discuție în Parlament și eu sper că argumentele noastre să fie luate în considerare. Te rog, domnule. Da, mulțumesc. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Vă mulțumim că v-ați făcut timp astăzi să ne întâlnim și să dezbatem, într-adevăr, sau să vă aducem la cunoștință, mai bine zis, un proiect de lege foarte important, acum cel mai important, privind agricultura românească. Într-adevăr, ca și membru în Comisia de Agricultură, trebuie să o spun că cuvântul nostru a colegilor din Comisia de Agricultură a contat atunci când grupul Partidul Național Liberal a luat decizia de a se abține în votul pe acest proiect în plenul Camerei, întrucât, din punctul nostru de vedere, proiectul de lege are câteva lucruri neclare, ca să fiu elegant. Și aici mă refer strict, dând posibilitatea dumneavoastră să vă uitați pe material și să-l aprofundați, cu privire la trei lucruri. În special, discutăm de o sumă de bani care grevează bugetul național pe următorii 5 ani de zile. În primul an, începând cu 2016, o sumă de 145 de milioane de euro, urmând ca în anul 2, 3, 4 și 5 de implementare a acestui proiect de lege, suma să crească undeva la 17%. Însă, de nenumărate ori, în dezbatere pe comisie, am cerut direct Ministrului Agriculturii și Ministerului în special să ne prezinte și nouă o strategie de dezvoltare a infrastructurii îmbunătățirilor funciare în România. Știm cu toții de ani de zile și este bine de știut și cel puțin fermierii gălățeni că din 2000 până în prezent s-au cheltuit undeva aproximativ 2,4-2,5 miliarde de euro în infrastructura de îmbunătățiri funciare. Și întrebarea mea, ca și fermierii, aș întreba acasă dacă s-au văzut aceste investiții în câmp. Eu personal am votat abținere la acest proiect de vot întrucât și în Comisia de Specialitate, întrucât suma nu este fundamentată. Graba ministrului de a spune, domnule, trebuie să avem bani pentru a face această investiție în agricultură necesară de altfel, însă, domnule, când faci un buget, când fundamentezi un buget anexă la care va fi la bugetul Ministerului Finanțelor pentru stabilirea bugetului la sfârșit de an, trebuie să justifici o investiție în, eu știu, în partea de infrastructură principală, în canale, în irigații, unde? La Constanța, la Calafat, la Galați, facem asta în primul an. În al doilea an facem aia și aia și aia. Pentru că după ani de zile observăm cu toții că, de fapt, s-au cheltuit banii, dar nu se regăsesc și în investiții. Și întotdeauna Ministerul a răspuns, domnule, avem această strategie, ne-a ajutat și Banca Mondială, ca și când noi trebuie să ne luăm după alții, nu putem noi să ne facem propria noastră strategie de dezvoltare în interiorul țării, trebuie să ne o facă alții mereu, sub pretextul că nici eu finanțează, dar banii aceia îi plătim cu vârf și îndesat. Și încă un lucru aș vrea să atrag atenția de la început, că fermierii și media în general, și vă rog aici dumneavoastră pe partea de comunicare, sunteți mult mai buni decât mine, cel puțin, decât noi parlamentarii, dar trebuie înțeles, acești bani care sunt prevăzuți în acest proiect de lege nu sunt bani europeni, sunt bani direct din buzunarul fermierilor și din bugetul național, bani care au fost întotdeauna dați. O întrebare a mea simplă ar fi dacă domnul ministru a ieșit și aici am avut o dispută chiar personală
la nivel central, mi-a spus, domnule, sunt puncte majore în programul meu. Atunci de ce le faci pe sfârșit de mandat acum heirupist, când puteai această lege să apară în primul an, al doilea an de mandat? Că nevoie de irigații cred că a fost întotdeauna. Noi, liberale, suntem conștienți că este o lege foarte importantă. Dar de mai bine astăzi, eu personal, aș dori să apar pe o listă a rușinii că m-am abținut la un astfel de proiect, decât peste ani de zile, 2-3 ani de zile, să te oprească lumea și te întrebe, ai votat 101 miliard și ceva de euro, care îi plătim din buzunarul nostru, ce s-au făcut cu banii aia? Eu, un personal în Comisia de Agricultură, astăzi nu știu pentru ce sunt bune acești 145 de milioane de euro. Asta ar fi un motiv. Al doilea motiv, apare o noutate, abonamentul în proiectul de lege și o să vedeți aici, conform articolul 7, se introduce un abonament obligatoriu tuturor proprietarilor de terenuri și nu numai, și a celor care au drept de folosință asupra terenurilor care se află în area infrastructurilor de irigații. Și luăm exemplu Galați, că aici ne doare pe toți și am susținut acest fermierii din acest județ și n-am avut ocazia, eu n-am fost unul din acela care să vin mereu tot ceea ce încerc să realizez pentru un beneficiu sau un beneficiu fermierilor, să vin, domnule, să-l dau public. Am fost contestat, poate parțial din partea dumneavoastră, că de ce nu fac acest lucru. Dar vreau să spun că după 7 ani de zile, în Galați, a existat posibilitatea să se irige. S-a băgat apă pe canalul magistral. De la Galați până la Tecuci, pe 86 de kilometri, s-a băgat apă. Că fermierii nu au fost organizați. Că fermierii știți cum este. Niciodată, și iarna când vine, chiar dacă știm că va fi începând din decembrie, tot ne pregătiți neprind. Referitor la acest proiect de lege, el a fost în cameră. Așa cum vă explica și domnul Toader, fiind lege organică, nu mai poate intra în această sesiune. Se va întoarce, se va dezbate pe articole și va putea fi votată în sesiunea următoare. Ministrul a spus, domnule, că nu este corect pentru că se pierde un an. S-au pierdut ani de zile, nu că se pierde un an. Mai bine să fundamentăm aceste investiții, să avem un plan, decât acum să spunem, domnule, cheltuim 145 milioane, dar nu știm pe ce o să cheltuim. Și eu nu vreau să fiu chiar răutăcios, dar nu știu cum se întâmplă mereu un an preelectoral. Lucruri de genul ăsta care s-au mai întâmplat. Adică am trăit din nou istoria. O altă noutate în lege față de legea de ordonanță care este astăzi în vigoare, a apărut ordonanța 82, care într-adevăr vine un pic să repare un alt act normativ care a stricat un pic structura din punct de vedere al personalului la ANIF și, dragă doamne, toată lumea s-a plâns atunci când au fost disponibilizați 3.500 de angajați și totul a început, dezastru, sistemul a început atunci în 2010. Nu cred că atunci a început, el a perpetuat în ani și lipsa de organizare a fermierilor în special și aici trebuie să o spunem că parțial de vină o au și fermierii. Însă, ministrul a găsit această chichiță legislativă, să o spun eu așa, în care, aflându-se în dezbatere la comisie un alt act normativ, a luat toate amendamentele de la legea care a fost, care n-a întrunit numărul de voturi în plenul camerei săptămâna trecută, le-a pus la ordonanța asta 4 și va intra cu siguranță cu procedură de urgență săptămâna viitoare în plen. Eu astăzi, în condițiile în care aceste puncte pe care o să le luați nu se vor rezolva până săptămâna viitoare, cred că decizia va fi tot de abținere. Dar dacă fermierii gălățeni, în urma materialului, în urma ceea ce dumneavoastră o să prezentați, or să ne contacteze și o să spună reprezentanții dumneavoastră și o să spună, domnule, totuși noi vrem să votați chestia asta, că o să stăm noi aproape și o să vedem dacă se întâmplă sau nu se întâmplă așa cum spune ministrul și cum spune ministerul. În momentul ăla eu o să-mi asum ceea ce își doresc fermierii și o să votez acest proiect de lege. Dar era de datoria noastră să atenționăm ce surprize ascunde acest proiect de lege. O altă problemă legat de irigații este partea că ministrul agriculturii, până acum, noi în Galați, suntem oarecum atipici. Fermierii chiar de acum câțiva ani au început să se organizeze. În asociații, în organizații de udători, chiar în federații. ANIF-ul astăzi are doar 6,7% din infrastructura principală a județului. Deci restul este în
cea secundară este în proprietate, în mare parte în proprietatea fermierilor, cea principală este cu drept de administrare și de folosință a federațiilor. Însă, acum, conform articolul 28, amendament, ministrul agriculturii Daniel Constantin, nu mai au dreptul de a primi cu titlul gratuit în folosință și în administrare federațiile infrastructură principală, pentru a fi doar sub stricta supraveghere a ANIF-ului. Care ANIF? A agenției. Dar agenția, de ani de zile, nici astăzi, am cerut și am făcut intervenția ministru, cu privire la patrimoniul pe care trebuie să ne-l prezinte agenția. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare astăzi nu își cunoaște patrimoniul. În continuare sunt în dosare, în certuri cu SNIF-ul. Și de aici toate problemele. Eu, dacă aveți punctual întrebări și cunoașteți parte din probleme, o să vă răspund și la întrebări, că așa sunt, mai sunt câteva lucruri, dar astea sunt cele mai importante. În primul rând, bugetul nu este justificat, banii sunt necesari și cred că e insuficient un miliard de euro ca să punem la punct. Dar totuși, astăzi nu știm ce se dorește să facă exact cu banii. Ori abonamentul ăla care se strânge din buzunarul fiecărui fermier sunt la dispoziția agenției. Se poate ca la Vaslui, să spun și la Galați, să se strângă acolo unde nu s-a irigat, să ia bani din abonament și se fac desecări la Călăraș. Sau asta. La liberul arbitru fiind doar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Bun. Eu zic să trec și la punctul 2 și, formă, dacă sunt întrebări, aici o să mai fac o remarcă puțin politică. Colegul meu fiind nou în Parlament, când vrei să faci să aplici un program de guvernare și ai o majoritate, trebuie să beneficiezi și să uzezi de ea. Noi am avut o majoritate în timpul guvernului Boc cu 7, 8, 10, 15, 16 parlamentari au fost în plus în cea mai bună perioada noastră. Și ne-am organizat în așa fel încât că n-am dat rateuri la legile organice. Ce s-a întâmplat în Parlament și punctul de vedere al colegilor mei a fost un semnal, și acum a zis Dragnea, că dorim să facem dialog, pe dialog să facem înainte, nu după ce s-a votat. E adevărat că a venit la un moment dat ministrul agriculturii pe la noi, băi, votați, nu se face așa, nu se discută pe picior. Acesta e un semnal și fiți convinși că îi aducem la masă și le vom explica dorințele noastre, care sunt dorințe firești, nu sunt dorințe de om politic. Iar dacă cumva o țin pe a lor, din motivele pe care nu le pot argumenta, sigur o să modificăm atunci când vom fi la guvernare, să putem să ne aplicăm, fiindcă vom fi noi răspunzători și fiți convinși că poate la prima vedere, lasă-mi că și vouă o să vă convină că nu știți cui dați bani. Deci categoric asta este poziția noastră și sigur că când va intra din nou în dezbatere în Parlament, o vom aplica ca atare. Punctul, subiectul poate cel mai important, după părerea mea, pe care definește poziția Partidului Național Liberal. Fiindcă e pe structura lui, cel mai important. Adică vreau să spun că asta de acum e terminată, e discutată, dar cea mai importantă poziție este cea referitoare la modificarea codului muncii. Modificarea codului muncii, unde am și solicitat ca să vorbesc eu în numele Partidului Național Liberal, fiindcă am participat la elaborarea acestui cod al muncii, la discuțiile și dezbaterile pe codul muncii. Un cod care totdeauna a fost, până la apariția acestea, un cod care era mai comunist decât codul dinainte de 90, prin care salariatul avea drepturi extraordinar de mari și care bloca toată activitatea și economică, care până la urmă dădea naștere la mari conflicte și bloca activitatea economică. Iar noi, un partid liberal, prin concept și prin ideologie, nu puteam să susținem decât o liberalizare a pieței muncii, care am făcut-o cu acest cod și poziția noastră este clară. Forma de amendare a actualului cod este inoportună din punctul nostru de vedere. Poate știți, sau cred că știți, că există o inițiativă a confederațiilor sindicale, cele naționale, a BNS-ului în special, a adunat 150.000 de semnături prin care modifică codul muncii. Sigur că ele pe ansamblu sunt foarte multe articole, dar pe fond dorește un singur prim lucru. Creșterea puterii sindicatelor în activitatea economică. Știți foarte bine că poate una din realizările deosebite pe care le-a avut acest cod și codul dialogului social, nu mai există contract național, colectiv național de muncă.
nemai existând, fiindcă ăla este partenerul guvern cu confederațiile sindicale, toate contractele naționale sunt la nivel de ramură. Și le-am dat această posibilitate la organizarea sindicatelor pe ramură să stabilească condițiile de contract colectiv și să meargă până la contractul individual. Știți că de la apariția codului și până în prezent, singurul contract pe ramură este la educație? Probabil că acolo sunt foarte mulți sindicaliști bugetari. În rest, nu. Și puțin în privat. În rest, nu. Și mai mult decât atât. Acum doresc ei să... Deci dacă ești obligat tu ca societate comercială, dacă ai 20 de angajați să faci sindicat, ești obligat să le plătești, să le iei contribuția, deci cotizația lor, să o adune patronatul. Deci niște chestiuni... Există clar, acum nu îngrădește pe nimeni drepturile salariatului, are dreptul de a opta, are dreptul de a se constitui în reprezentanță salariaților, deci au aceleași drepturi ca orice formă constitutivă de organizare, dar ca o concluzie asupra modului cum a funcționat, am să vă citesc ce spune Fondul Monetar Internațional în acordul preventiv și raport de valoare a instituției din septembrie 2013. Și precizează că noul cod al muncii a îmbunătățit în mod semnificativ funcționarea pieței muncii, iar contractele de muncă pe durată determinată au contribuit la creșterea gradului de ocupare, acesta crescând de la 6% din totalul contractelor active la finele lunii iunie 2011, la 9% la finele lunii iunie 2013. Singurii care pot să fie neutri, cred eu, sau o poziție neutră poate să aibă Fondul Monetar și care apreciază acest cod. Dacă vă citesc câteva, de exemplu, ce propun ca modificări. Obligația angajatorului de a comunica în scris salariatului că vrea să schimbe codul contractului individual de muncă. Iar dacă în 10 zile salariatul nu va răspunde în scris, e obligat să aștepte răspunsul. Sunt eliminate dispoziții prin care recuperarea se face, domnule, ai făcut o greșeală, ai greșit. Recuperezi datoria. Nu, n-ai voie să o iei, așa te duci în instanță. Mai te duci în instanță să mai pierzi timp. Alt lucru. În perioada de probă, angajatorul poate înceta oricând colaborarea cu cel aflat în perioada de probă, dacă nu corespunde din punct de vedere profesional. După semnarea unui contract de muncă, această posibilitate a angajatorului dispare. Adică dacă el nu își îndeplinește criteriile și nu este bun profesionist, trebuie să stau să-l țin în continuare, indiferent că el este bun sau nu este bun. La fel, criteriile de performanță trebuie să fie doar pentru majorarea salariului și pentru promovare, nici de cum pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau de activitate. Și multe asemenea, de exemplu, revenind la vechile prevederi privind pensionarea angajatorului, să trimite toate actele la casa de pensii cu 60 de zile înainte, să primească pensie 2 luni de zile și de la casa de pensii și de la sistemul de pensii de asigurări sociale și salariul respectiv. În cazul salariatului cu normă parțială, concediul de odihnă va fi acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat. Și multe asemenea, în schimb, să știți că sunt și anumite lucruri care... După părerea noastră pot fi discutate, vă dau un exemplu, deducerea noțiunii de telemuncă, adică de muncă la domiciliu. Aia nu prea este prevăzută și atunci, doamne, dacă eu lucrez acasă, îmi găsești o soluție de remunerație, de mod de intrare în legalitate, deci e o problemă care, să fim sinceri, o putem discuta și chiar este și corectă, la fel ca și treptele de salarizare. Deci sunt câteva care putem să le discutăm și sunt de discutat, dar una peste alta, pe fond, aceste modificări ale codului muncii înseamnă un mare pas înapoi, sunt presiuni foarte mari, aici trebuie să recunoaștem, există totdeauna, au scos în față angajamentul pe care l-a avut guvernul USL la vremea respectivă, prin care a spus că va modifica codul muncii. Sigur, acum e o situație delicată. Partidul Național Liberal nu mai este partidul care a fost și în condițiile astea a spus, da, domnule, este o decizie politică, ce a fost la vremea aia, a fost la vremea aia și mai ales că decizia politică care a luat-o Partidul Național Liberal de a vă explica și de a vă prezenta punctul nostru de vedere și a continua dezbaterile și discuțiile inclusiv cu sindicatele. Trebuie să vă spun că la nivel național, săptămâna trecută, am avut o întâlnire cu marea majoritate a patronatelor, cu Camera de Comerț și Industrie, Confederația Concordia, deci toate zonele care sunt mai importante, pe de o parte, și totodată concluzia a fost clară, s-au opus categoric modificărilor de la cod, iar de asemenea, alaltă, eram avut și o întâlnire cu sindicatele.
bineînțeles, cu corifeii sindicatelor, că sunt președinții confederațiilor naționale, care noi politicienii mai avem o șansă să ne mai schimbăm, că păi nici mai schimbă nimeni, de 25 de ani, tot postul, tot ei sunt în poziția aia, dar una peste alta, n-am fost reticenți la anumite discuții și am propus, și asta a fost și finalul, ca timp de 3 luni de zile să dezbatem și cu patronatele și cu sindicatele toate propunerile pe care le au dânsii și, sigur, în funcție de condițiile care sunt la vremea respectivă și noi ne vom ocupa ca atari și vom avea o poziție corespunzătoare. 3 luni de zile. Și noi, conform deciziei politice, noi chiar astăzi, eu împreună cu colegul meu, ne-am întâlnit cu patronatul IMM-urilor, au un punct de vedere și mai drastic, nici nu măcar nu trebuie să discutăm, nu trebuie niciun fel de modificare, ne dăm înapoi cu 20 de ani și nu dorim. Ne vom întâlni săptămâna viitoare și cu reprezentanții sindicatelor, în care mi se pare totuși că nu este îngrădit sub nicio formă dreptul salariatului de a se intra într-un sindicat, de a-și apăra drepturile, dar nu mă obliga pe mine, angajator, să-ți cu eu cotizații. Până la urmă, poate și noi la partid, poate, nu? Dacă vrei să suntem la putere, dai cotizație la partid de la putere. Deci nu mi se pare deloc corect. Și mai ales n-ai voie să dai un sindicalist afară, trebuie să aibă o zi liberă pe săptămână, de activități sindicale. Deci ne întoarcem poate și cu mult înapoi prin aceste prevederi. Deci poziția asta este a noastră. Vă rog să țineți cont de ea, să o transmiteți oficial. Nu dorim modificarea codului muncii. Ba mai mult, ne-au transmis cei din patronat că nici angajații nu doresc să mai facă o parte din asemenea structuri. Da. Sindicale care au fost odată. Deci ei au, legele permite asta să se asocieze, să organizeze în diferite forme, astfel încât să fie reprezentați. Dacă aveți întrebări. Dar, practic, în ce stadiu se află proiectul ăsta de modificare? Proiectul de modificare este depus la Comisia de Muncă, la Camera Deputaților și stă acolo deocamdată și va fi dezbătut. Și este pentru ce la depus este o inițiativă cetățenească de 150.000 de semnături. BNS-ul. Ne-a spus că numai prima, nu, pare rău, mai fost astfel de inițiative legislative. Pentru puține. Noi am adunat una cu vreun milion de semnături spre ce pot, și nu, văd că nu are niciun fel de valoare. Vă rog. Ca membru al Comisiei de Agricultură, dumneavoastră, știți ce mai înseamnă patrimoniul irigaților în județul Galaț, pentru că SNIF-ul a fost proderat acum câțiva ani, 2011, rază de fața pământului SNIF, la rază la Brăila acum, iar cel puțin în zona dumneavoastră, la Șentreni și Vavi, știu că ANAF-ul a scos la mezat. Astea au fost minusurile. V-a vândut la prețul de rezorii și țeava din pământ. Mai există sistem de irigație acolo? Nu. Tocmai acest lucru. Dar trebuie înțeles, doar ca să vă și explic, trebuie înțeles foarte bine. A se face diferență între ceea ce înseamnă infrastructura secundară de irigație și infrastructura principală de irigație. În mare parte, acest proiect de lege care a fost care nu a trecut în plenul Camerei, se referea strict la infrastructura principală de irigații. Infrastructura secundară de irigații, astăzi și cu ordonanța care este astăzi în vigoare, se poate primi la cerere în proprietate de către organizațiile de udători. Este adevărat, am avut întâlniri în 2-3 rânduri cu reprezentanții ai federațiilor la nivelul județului, împreună cu dânsii și cu multe demersuri pe lângă Ministerul Agriculturii, am reușit totuși să introducem apă pe canalele de irigații. Vreau să spun că doar câțiva fermieri, până la la Matca, la domnul Tuchiluș, care au avut un cost undeva în jur de 1000 de lei pe hectar, ca să aveți o orientare, vis-a-vis de ceea ce înseamnă să irige cât mai puțin. Cu privire la modul în care s-au distrus sistemele de irigații primite în proprietate către fermieri, da, aici depinde, a fost un vid. A fost chiar un amendament de-al meu, eu am propus ca în noua lege să nu li se mai dea direct în proprietate, să li se dea cu drept de folosință pentru 24 de luni,
După care, dacă el vine cu un proiect concret semnat, fie pe măsura, pe fosta măsură 1, 2, 5, 4, 3 actuală, nou program național de dezvoltare rurală 2014-2020 pentru a investi în sistem, fie cu banca, fie cu surse atrase, atunci în momentul ăla ministerul se-l dea, se semneze în 24 ore, foarte, într-o formă rapidă, în proprietate. Pentru că asta ce s-a dat în proprietate nu se mai poate lua înapoi. Asta nefiind jurist de profesie, am spus, doamne, dar cum i-am dat-o eu ca stat, nu pot să eu și iau înapoi? Nu, că ar trebui să modificăm Constituția, dreptul de proprietate. Nu mai facem din nou CRP-urile. Și este adevărat, nu s-au respectat întocmai și o noutate în lege, o parte bună a proiectului de lege, pentru că acum este prevăzut să se dea prin hotărâre de guvern în condiții rezolutorii. Am cerut ce sunt acele condiții rezolutorii, totuși să le definim în lege, pentru că inițial ministerul le-a lăsat undeva în neant să le dea prin norme metodologice. Ori eu am văzut că apare o lege bună, sau o lege cadru și ei își iau angajamentul că în 30, în 45, în 60 de zile vor încerca să dea norme metodologice și ele nu mai apar și legea este, nu poate fi aplicată. Apropo, fac și o intervenție. Principiul este foarte clar. Ceea ce plătesc pe apă trebuie să fie un beneficiu în producție și pe costuri. Întâmplător, cinele meu care are nu știu câte hectare, l-a costat 17 milioane udat pe hectar. Ce câștig el? N-are cum să câștige 17 milioane pe hectar. Astăzi, dacă vorbim, Galațiu are cele mai multe proiecte depuse pe fosta măsură 1, 2, 5, 18 la număr, 8 deja sunt finalizate. Am adus în discuție și la cunoștința Ministerului, pentru că acești bani care trebuie investiți în infrastructura principală, acolo unde fermierul a fost interesat să implementeze astfel de proiecte, pentru că cu o condiție minimă și obligatorie în respectarea proiectelor, în implementarea proiectului, este că după finalizarea proiectului de irigații, el să fie funcțional. Ori nu poate fi funcțional atât timp cât nu-i duce apă fermierului la investiția lui. Și Galațiu, din punctul ăsta de vedere, este al doilea județ din țară la depunerea de proiecte. În schimb, suntem dezavantajați în nou ghid, întrucât aproximativ 80.000 de hectare la ora actuală sunt scoase și nu sunt în primul val de depunerea proiectelor și fermierii sunt dezavantajați în județul Galați de a mai depune proiecte pe noua măsură, 4.3. Și facem demersuri, astfel încât am avut și promisiuni că până la 15 noiembrie se va modifica această grilă la nivel de țară, astfel încât și aceste 80.000 de hectare să fie din nou reintroduse. Totodată, domnule, voastră ați fost la Tecuci cu un reprezentant al Guvernului sau al Ministerului Agriculturii și ați avut o întâlnire cu fermierii legat de irigații și de sistemul de irigații. Și țin minte că atunci s-au făcut promisiuni că o să se acorde o subvenție pentru irigații. Ce s-a întâmplat cu astfel de promisiuni? Deci, când am promis, nu eram la guvernare. Am vrut la guvernare, am încercat să pregătim proiectul, că cea mai important lucru este energia electrică. Dacă energia electrică este subvenționată pentru sistemul de irigații, va funcționa. Până nu o faci pe asta, și eram cu demersul plecat pentru să consider ajutor de stat în cadrul Comisiei Europene și acum avem pregătită pentru guvernarea noastră când o să fie. Deocamdată, de-aia v-am și spus. Indiferent cât s-ar băga și s-ar introduce financiarul, iau Brăila, de exemplu, care a modernizat complet toată rețeaua, au contracte vreo 3%, contracte de udat apă. Atunci, după mană pui apă dacă nu e folosită. Și nu e folosită, fiindcă e foarte scumpă. Te costă mult. Și dacă te costă mult, fiecare face socoteala. Dacă dă Dumnezeu ploaie, bine. Dacă nu, fac 2 tone sau 3 tone, că e dezastru județul Galați și de la 7-18 tone de la hectare, 3 tone, dar știe mai bine. La guvernare, că erați nu SL când ați venit cu la Tecuci, țin minte, cu întâlnirea asta, cu fermieri, cu irigațiile și s-au promis. Noi eram eu în USL? Nu am fost niciodată. Domnul Toare n-a fost în USL. N-am fost în viața mea. Nu, deci nici nu aveam. Dacă le-au făcut politic acele promisiuni, întrucât chiar nu se putea da acest sprijin, întrucât Comisia Europeană ne-a interzis în a veni cu... a fost considerat ajutor de stat. Ori aici e o întreagă dezbatere. Tocmai acest proiect de lege... Nu, PNL a mințit. Vechiul PNL.
Nu cred că PNL-ul a mințit. Haideți să nu dezinformăm. Păi ați spus că, mă rog, declarații politice. Nu, am zis, poate s-a făcut vreo declarație politică, că atunci, eu n-am fost la întâlnire, nu eu am fost. Pentru domnul Toader a fost întrebarea. Ideea... Păi nu, colega, cred că așa dă, nu? Vă aduceți aminte, măi, eu n-am fost niciodată numele USL-ului, vă să spuneți cu mâna. Pe mâna, sigur n-a fost. A fost, da. La primărie, toți fermierii și s-au plâns că sunt costurile mari pentru irigații. Deci am făcut și noi una. Deci a fost a noastră aia, nu a fost a USL-ului. M-ați încurcat în ele, nu știu. În cauza partidului. Deci eu vă spun clar, până nu se găsește soluția pentru a fi mult mai ieftin energie electrică pentru irigații, nu o să funcționeze. Bun, până la urmă. Dacă eu n-am înțeles cu apelul către fermieri, deci acum ați lansat prin noi un apel către fermieri, da. Da? Să se reflecte. Ne-a spus că nu-i făduit, deci practic legea nu ar fi bună pentru ei, dar ați recunoscut că dacă ei vor, vă supuneți fermierilor și o votați dacă ei vă cer asta, nu? Nu, s-a înțeles greșit, tocmai o deasă o să las materialul, poate n-am explicat foarte clar. Deci, ascultați-mă un pic. Ce se înțeleagă fermierul? Deci fermierul, unde mergi pe stradă, ne ceartă acum pe liber că am fost împotriva unui proiect de lege care ar veni în folosul lor și că acești un miliard și ceva erau bani europeni. A se confunda cu miliardul din planul Junckers, pe care pe toate canalele media, ministrul agriculturii a spus, domnule, o să aduc bani europeni pentru infrastructura principală. Ori l-am întrebat, nu mai e nicio șansă sau șanse minime de a se mai aduce acei bani, un miliard de euro, pe planul Junckers. Nu, s-a schimbat conducerea la nivel și acel proiect a picat. Acești bani, aia a fost o poveste. Acum se încearcă, pe ultima 100 de metri, pentru a respecta promisiunea făcută în programul de guvernare, programul USL, așa cum domnul Toader îi place să spună, de un miliard de euro investiții în infrastructura principală din bugetul național și întreținerea infrastructurii principale se facă din buzunarul fermierilor. Ori fermierii nu știu că atunci când vor să plătească abonamentul, banii aceia, conform articolului 7, se vor opri din sume cuvenite lor, fie prin APIA la sprijinul pe suprafață sau din alte sume care sunt din bugetul național. Și banii aia vor ajunge la agenție. Ori eu întreb, agenția, poate statul, acum în ceasul ăsta al 12-lea, poate managerea mai bine decât privatul? O factură de prestări, de lucrări, de servicii, poate fi mai ieftină la stat sau la privat? Asta ar fi întrebarea către fermieri. Da? Pentru că legea, în ansamblu, cadrul legal, este bun, este corect. Adică trebuie să recunoaștem că nu este real. Deci are acest proiect, numai că nu este justificat. Unde se ducă astăzi suma aia de 145 de milioane, nu se spune, băi, un motor costă un milion și ceva de euro din ăsta mare și se montează în primul an la Brăila, unul se duce la Botoșani, unul se duce la Vaslui. Nu sunt proiecte, deci strategia. În primul an al meu în Comisia de Agricultură a venit ministrul și ne-a prezentat o hartă mare a României cu tot ceea ce dorește să facă ca și plan pe partea. Dar aia era un program al Băncii Mondiale. Și atunci, la ora aia și astăzi am întrebat, noi nu suntem în stare. Noi vorbim aici, intrăm cu toții, că și fermierii sunt implicați, și ministerul implicat, și parlamentul este implicat. Nu suntem în stare să ne facem propria noastră strategie, trebuie să vină Banca Mondială să ne facă. Eu vreau să vă mai întreb, așa, ca o publicație personală, cine face cuplurile astea la conferințele de presă? Foarte interesant. Cine face cuplurile astea? Pe mine nu ați mai văzut la cupluri de genul ăsta, adică în afară de... Atunci, păi, vă văzut, dar vă aștept oricând. Nu, vă spun de ce. Deci noi avem tema, aștept oricând la cabinet. Tema politică cu codul muncii și de conferința trecută a mea de săptămâna trecută, multe întrebări au fost, s-a întâmplat cu votul dumneavoastră. Și am spus, domnule, nu poți să-i explici, la mine să-i explici, am profitat de ocazie că s-a organizat această conferință tocmai pentru că săptămâna trecută s-a dat un vot de abținere. Astăzi, dacă discutăm, cred că decizia grupului liberal este tot de abținere pe acest proiect, pe acest nou proiect de irigații care se va fi cu aproape sigur miercurea viitoare în plen și aduc aceste date în cunoștință fermierilor. Dacă voi fi contactat și, nu știu, prin intermediul dumneavoastră, direct, de către reprezentanților și spun, bă, totuși, lasă-l așa, că urmărim noi unde se fură banii aia, votați-l, e de datoria mea, ca reprezentant al
fermierilor din Galați în comisie să voteze acest proiect. Și convingi pe colegii tăi. Și bineînțeles că trebuie. Legat de patrimoniu? Asta de ce merg munca, de cea de-a doua stație de curare, de... infrastructură secundară. Infrastructura, dar asta mai aveți o... situație. O situație despre da. Unde mai poate ajunge apa din irigație, cât la Vamea și nu mai ajunge, la Șentrin nu mai ajunge. Astăzi, astăzi s-a inaugurat prima stație cu priză direct din Siret. Este raza localității Fundeni. De exemplu, implementată pe măsura 125. Da? Sunt proiecte pe Valea Prutului, sunt vreo 6 implementate. Sunt proiecte implementate în nordul județului, la nordul Tecuciului. Pe toată raza, pe câmpia Covorluiului, din toate ploturile care mai sunt, foarte puține sau mai deloc au avut interesul fermierii să depună proiecte. Și n-aș vrea să intru să dau nume. Cunosc situația foarte bine, radiografia județului o cunosc foarte bine din punct de vedere al îmbunătăților funciare. Dar nu vreau să dau nume, că aici nici fermierii nu au fost interesați. 3 sau 4 trepte de presiuni. Este greu să fii rentabil. De-aia se caută, bacă în Siret, unii caută să se fac puțuri, să încearcă să facă irigații din apa freatică. Au făcut stații plutitoare. Tot ca o particularitate. Abonamentul este unitar pentru toți, că e treapta 1, 2, 3 sau 4. Dar încercăm că, totuși, n-a dispărut acea taxă. Asta e abonamentul, a nu se înțelege că dacă plătești abonamentul, gata, beneficiezi și de apă. Nu, aia va fi o taxă plătită pentru apa de irigații, suplimentar. Și, în continuare, nu au dorit să prevadă în lege. Le-am cerut ca și cel din treapta 1 să plătească cum plătesc cei din treapta 3. Tocmai pentru costurile se dublează aproape în treptele superioare. Tocmai pentru a nu crea condiții astea neconcurențiale între fermieri. Lângă Dunăre irici cu 100 de lei și la Tecuci irici cu 1000 de lei. Nu cred că este totuși corect. Apropo de perechile de care spunea colegul Cosolate. De anume? De? De perechile de care spunea colegul Cosolate. Îmi aminte că dumneavoastră la un dat ați votat pentru legea amnistiei și grațierii și atunci și domnul deputat toate convenții de presă, da. Care sunteți speră și A rămas dator la cu replică domnului Toader, da? N-a fost. Sincer să vă spun și mulțumesc că dați ocazia. Atunci nu. Domnul Toader, astăzi văzând cum sunt lucrurile, e posibil să mă mai răzgândesc, să spun că n-am greșit, dar am avut singurul tăria să votez din trei parlamentul. Cred că mai erau vreo 60 dinși care ar fi vrut să voteze, dar chestia asta și direcția asta politică, uneori nu te lasă să te simți că... în ghilimele, așa a spus, ca la tine acasă. Dar atunci, sincer vă spun, chiar am greșit. Vorbeam la telefon, după o succesiune de voturi 1-4, 1-4, 1-4, n-am fost atent la liderul de grup și asta și am votat în continuare 1-4, auzind când prin proiecte și n-am fost. A fost o chestie de neatenție. Nu trebuie să stau răspunsul. Eu imediat cerut, l-am întrebat ce-i făcut. Da, și am greșit. Da. Corect. Speciale pentru parlamentar, care este poziția PNL? Deci a spus o susținem și o și prezentăm. Nu vom vota această lege. Ieri, domnul deputat, spus că la întâlnirea cu pensionarii, a spus că ei s-au chinuit, au făcut legea 192 și când a trebuit să fie votată, a mers la parlamentarii grățeni, iar toate și cu domnul nu au vrut să voteze pentru că ei sunt în opoziție. Care lege? La pensiilor. Pensiilor cu... grupurile speciale. Nu e adevărat. La grupurile, păi nu, dar nu trebuie să semnezi orice inițiativă pe care o aduci. Trebuie să o votezi, dacă îmi convine mie. Când am fost să fim votate legea, dumneavoastră și cu domnul Dobre, n-am dus să votați pentru că sunteți în opoziție. Nu, e o prostie. Ca atare, săptămâna asta, săptămâna trecută, au trecut legi organice, vreo 16, fiindcă noi, în opoziție, am votat. Așa că nu are nicio legătură cu realitatea. Domnule deputat, PNL a finalizat sondajul acela intern. Care sunt rezultatele? Nu, e finalizat, dar nu este încă... Cum? Încă în verificare, vă spun eu. Nu e încă stabilit. Au terminat, într-adevăr, pe teren. Da, pe data de 3 s-a finalizat. Păi una e finalizarea, deci ca să mergi din ușă în ușă și alta e să iei toate datele, să le întreci. Sau face sondajul finalizat. Bă,
da, comunicăm. La vremea respectivă îl comunicăm. Dar am înțeles că se știu rezultatele și că Nicușor Ciumacencu se află pe primul loc în sondaj. Dar dumneavoastră cred că aveți surse, dar noi n-am avut nicio ședință de birou sau cel puțin de CJX în care să dezbateți și ne s-a dus la cunoștință. Cu siguranță, cred, fiți sigur că... Deci, domnișoară, dragă, am venit la seara de la București. Într-un partid normal, chiar dacă sunt atât să prezint într-un birou permanent sau într-un consiliu de coordonare județean care l-am avea sâmbătă și se prezintă, de cei doi copreședinți. Se spune, că așa n-are niciun rost, spun eu. Pe surse, ca la TNA, pe surse. Nu sunteți lăsați să spuneți. Nu. Eu unul personal, nu știu domnul toată, eu unul personal chiar nu-l cunosc. Am de cunoștință că s-a făcut sâmbătă trecută un sondaj, dar cu siguranță cei doi cei doi copreședinți și să spun de ce nu v-ați respectat promisiunea de a face un sondaj la nivel național de către o carte independentă. Să vă dau eu explicație. Asta este un și a făcut un sondaj și cu membrii de partid. Îți dau răspuns. Acest sondaj făcut de noi ca partid și modul nostru de organizare a stabilit care este candidatul nostru al PNL-ului în viitoarea competiție. Deci nu poți să faci la un sistem național, cred că vă pricepeți cât de cât și dumneavoastră, că dacă pun 7 candidați de la PNL, din ce? Domnul Dobre a promis... Păi da, dacă mă lăsați să termin, vă explic. Păi nu. Întrebarea e de ce nu face, fiindcă va urma. Ce va urma? Un sondaj la nivel național, pe toate reședințele de municipiu, de județ, le va face la nivel național. Se va face. Care va desemna candidatul Palatului? Poziția candidatului nostru în competiție respectivă. Deci domnul Dobre a promis că când întreabă domnul Dobre, eu spun ce s-a hotărât în partid. Exact, ce s-a hotărât în ședință și în birou. Sondajul național care îl face candidatul propus de noi stă foarte prost sau fără șansă, ne apucăm din nou și căutăm candidat. Și cu asta mai bine știm. Dar pentru că au fost așa porți deschise la a depune candidaturi și au fost foarte multe candidaturi, ar fi trebuit să luăm o decizie în cadrul biroului. Și atunci, la propunerea unui coleg... Să înțelegem că un candidat desemnat acum în viitorul apropiat ar putea să dispară... Nu. În democrația asta pe care o avem noi cum o avem, în care, într-adevăr, votul reprezintă elementul fundamental, dacă întâmplător candidatul nostru de astăzi, și dau exemplu în experiența mea politică nu cu celebrul Necula, care a plecat cu 22 și a intrat cu 2%, nu? 2% a ieșit. Da. Așa a fost decizia și am mers cu el. Există posibilitatea... Teoretic, bineînțeles. Cel care va fi desemnat în weekendul ăsta candidat, între timp să dispară în cazul în care se situează nu foarte bine în sondaj. Nu. Da? Dacă nu se situează foarte bine în sondajul direct cu ceilalți competitori și nu are șansă, dacă avem alt candidat, îl discutăm. Dacă nu, nu. Am înțeles. Și până la urmă, sâmbătă, va fi o discuție pe tema bineînțeles, ne prezintă și nouă și vedem ce este, că deocamdată... Și noi nu mai atac, nu mă interesează în mod clar persoana respectivă, ci mă interesează votul politic, mă interesează că fiecare din candidații aceștia, 2, 5, 7, 14, 25% că la fiecare, adunat trebuie să facă PNL-ul și avem și un vot politic. Ala e cel mai important. Dar câte întrebări ați avut la acest sondaj? Câte întrebări au fost? Mai multe, inclusiv de prioritățile pe municipiu, inclusiv notorietatea unor personalități. Intenție de vot și... Intenție de vot și partid separat, și ca partid. Intenție de vot. Intenția a fost cam în felul următor. Din candidații propuși de PNL, pe care îl vedeți cel mai bun, candidat al nostru la primărie. Nu a fost în competiție cu ceilalți candidați de la alte partide. Și nu poți să aduci o casă de sondare ca să măsori 8 candidați în competiție cu Marius Stan. Ar fi, vă dați seama că... Ședința partidului de sâmbătă veți putea anunța oficial... Deci va fi o decizie pe care o luăm noi, sigur. Deci și nu e treaba mea, e treaba copreședinților. Deci, practic, sâmbătă se validează rezultatele sondajului, să înțeleg și... Da. Momentan ne se aduc la cunoștință. Așa este procedura la noi și încercăm să o respectăm. Democrat. Da. Alte întrebări. Lasă-l pe Păslaru. Păslaru. Poate a fost cap de campanie. La... Ce vrea Păslaru? Ieri a convins pe pensionar că legea pensiilor speciale este necesară și a spus în felul următor. Pe durata mandatului, parlamentarul merge pe China. Și în condițiile astea trebuia să se dea asta și a recunoscut. Mă rog, la pensiile speciale? Da. Dom'le, opinia mea personală e următoarea. Articulă opinia... Mai mulțit din anul 2000, 15 ani din...
Nu, nu avem vechime. Nu avem vechime. Asta nu avem. Pensiile, deci indemnizațiile noastre, la orice demnitar, nu introduci vechime. Deci dacă vrei să știi în legea celebră a salarizării, eu am propus următoarea modalitate. Absolut toți demnitarii se intre cu o grilă de funcționar public. La minister, cel mai înaltă funcție, inspector, gradul 1 sau cum să o numi el, și la toată lumea să vină o indemnizație suplimentară. La primar, de la funcționarul din primărie, indemnizație de primar, de viceprimar, de ministru, de deputat, și atunci intrăm și noi într-o vechime, da? Vedem dacă se va aborda. În rest, poziția mea personală e următoare, ori la tot, ori la niciun. Adică nu pot să fac o diferență. Așa a spus și președintele că a trimis-o înapoi. În mod greșit să abordează astfel de teme de pensii speciale pentru anumite categorii. Deci și judecătorii au, deci și funcționarii parlamentari au, deci și grefierii au, deci și polițiștii au. Dar de ce au? Noi când am făcut legea aia care a fost mult blamată, n-am mai avut nimeni. Și n-avea nici judecătorii și procurorii, dar Curtea Constituțională, în interesul lor personal, a zis pentru noi altfel. Fiindcă noi suntem adeptul unei pensii contributive. Asta este. Acum au și aviatorii, mâine au și marinarii. Și într-adevăr, noi parlamentarii suntem ultimii. Probabil. Dar știți cum mi-am propus eu? O să stii și camera. Domnule, vreți să treacă legea să numească ajutor de mormântare acordat lunar. Și atunci... Domnul Dăftar, ce credeți că reprezintă pentru scena politică? Care va fi efectul deciziei lui Traian Băsescu de a se înscrie în PNP? Traian Băsescu este un politician abil. Sigur că în momentul când intră într-un partid mai micuț, are șansă să-l mai revitalizeze, dar după mine este o inițiativă moartă. De ce moartă? Păi moartă, fiindcă totuși PNP-ul trebuie să aibă ca partid, este o fracțiune din Partidul Democrat, nu e altceva, cu Băsescu împreună, nu? Că și Băsescu a spus, la revedere, PD, rămân cu Elena Udrea. E regulă. Asta a fost, asta rămâi. Acum, adică vreau să rupă vreo... Nu, se spune de câteva zi, să spunem. 15, 20 de parlamentari... Deci pe mine m-au sunat cel puțin, nu știu cât, să spună, domnule, m-au auzit că te duci la PNP. Da, și eu am auzit asta. V-ați auzit prost. Cu scuze de rigoare. Ați auzit bine, dar sursa n-a fost bună. Deci, eu am spus-o, inclusiv când s-a făcut și a plecat Băsescu din PD și a spus la revedere Partidul Democrat și ce am făcut, eu am spus, am intrat în Partidul Democrat, din ăsta plec. Când s-a cam desfințat, e adevărat numai, dar este într-un alt partid. Când s-a desfințat PNL-ul ăsta mare, plec. Da? N-apucați, că m-a luat de politică până atunci. Deci nu mă duc nicăieri, indiferent de cât de bine cotați și de puțin cotați sunt. Și cu asta am încheiat. Restul, sigur. Dar nu mai este doar de Traian Băsescu? Da, Traian Băsescu este, are lui chefurile foarte bune. Uitați-vă că nu există un lider politic de nivelul lui. Ca să fim cinstiți. Nu e. Cu ce zice el? Nu e. Nu mă abțin, vreau să dau replică aici, ca să fiu mai nu e. Rău și vorba asta. Poate lider politic de ucenicul din altă politică, domnul Aramu, mai sunteți mândru? Da, Aramu și-a luat drumul lui, pentru mine a făcut o mare greșeală, în particular recunoaște și el. Orgolii, treaba lui ce a făcut. Păi a greșit? A, sigur că a greșit. Deci a greșit, sigur că a plecat. Cine a plecat? E dificil, de adevăr, nu e foarte simplu. În politică trebuie să ai și răbdare, trebuie să ai și fler și așteaptă. Totdeauna în politică nu trebuie să te duci primul. Dacă mai cazi, mai te urci, mai cazi. Dacă... Poți să vină și înapoi. Dar vă rog, să vorbiți cu toate. Domnule, hai să înțelegi o chestie, că aici eu mă simt așa, chiar dacă sunt reprezentant al județului, băi, trebuie să-l întreb pe Dobre sau-l întreb pe toate sau întreb pe... Nu, întrebăm birou. Deciziile totuși iau un birou. Chiar dacă, cel puțin acum, cu primirea membrilor, în Partidul Național... Și pe Dobre și pe Resmeriță. Nu merge doar cu toate și Dobre. Și domnul Resmeriță. Din punct de vedere al ierarhiei, așa este, la nivel local, dar eu am și o funcție națională. Unde am mai zis cineva că n-am nicio treabă. Dar haideți că discutăm niște amănunte fără sare. Dar până la urmă, vă mai este dor de Traian Băsescu sau nu? Dom'le, ce sens dor? În politică nu trebuie să te iubești. Păi spuneați la urmă, dacă nu este dor de Traian Băsescu, știți că a zis într-o conferință. Am spus de mult că Traian Băsescu, într-adevăr, a fost pentru mine un conducător politic bun. Deciziile care au luat sunt deciziile lui personale. Dacă pot să vă spun că pe mine nu m-a contactat nimeni din niciun partid în România asta de vreo 15 ani de când sunt eu, spune-mă, nu vreți să vin la noi? E punctul de vedere al domnului Toader, numai pe nimeni. La mine. Mine. Inclusiv când a fost celebra trădarea minorităților și i-am zis lui Ponta, băi, Mirele, dar pe mine nu vreți să mă cumperi, ci că tu nu ești de cumpărat. Bine, mă, nu de cumpărat.
Dar a zis Marinete că v-au sunat ăștia. Stați la cu două minute că v-a sunat PMP-ul. Da? Nu ne-a zis că v-au sunat aia de la PMP. Mai devreme ați spus. Deci ofertă de politică n-am primit, domnule, m-a sunat PNP-ul. Cine m-a sunat PNP-ul? M-a sunat ăsta, zis. Acum 5 minute. Au fost și colegi sunați. Au fost și colegi sunați. Deci eu personal n-am fost sunat, că au fost colegi. Nu v-a sunat nimeni? Nu. Nimeni din PNP. Am mai auzit o versiune cu Cristache, a zis că mă duc în locul. Da, bunii derulează. Deci, domnule, mă luați ca declarația mea. Nu, n-am spus așa, dar înapoi, cum dracu să mă sun. Nu m-a sunat niciun lider politic de la nivel național, pe mine personal, să-mi facă vreo ofertă. Asta am încheiat, nu mai spun de lider. Cu atât mai mult PMP-ul, care nu prea au lideri acum, în afară de... După mine este o trădare care a făcut-o PNP-ul din partea noastră și trădări eu nu agrez. Nici trădarea nu-mi place, nici trădători. Cu matca acum e cu siriene. Cu ce? Da, domne, deci când face cerere, da, am să vorbim și cu pop, dacă mătcașii și fac cerere de acest. Vedem cum va fi, vedem câți vor fi în România. Dar, domnule, nu am spus când am văzut niciodată cu dumneavoastră așa ceva. E, de-i nebună. Nu-l cunosc. Nu, n-am înregistrat. N-am înregistrat. Dar vorbea, știți că ajung că l-am sunat imediat după conferința de presă? Da. Și nu numai l-am sunat, eu l-am sunat cu colegă de la Digi, l-am sunat Corina. Și nu știu, domnule, că l-am vorbit toate cu noi, domnule. Ce Sirie? Cum să fie de la aia? Că aia mănâncă care de porc. Noi nu, adică, aia nu mănâncă de asta, aia nu fac aia, nu fac aia. Deci eu i-am cerut și hârtie scrisă la asociația. Nu. Deci a fost discuție, am și lansat-o foarte bine. Dar de ce am lansat-o? Ca să știți, nu există forță de muncă la MATCA și noi plătim în continuare o grămadă de sume pentru 416. Bun, mai am eu o problemă cu dumneavoastră. Dane, cu tine, deci noi pe 14 noiembrie și rugămintea, că e sâmbătă, n-am altă soluție, vreau să vă programați de acum. Avem conferințe, vezi, avem dezbatere pe strategia Dunării, program de guvernare al nostru pe Dunăre și porturi și așa mai departe.